Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din parohia Iaz, protopopiatul Caransebeș. Credincioșii veniți în număr mare încă de la orele dimineții au participat la Sfânta Liturghie oficiată în biserica parohială cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Am apreciat foarte mult astăzi unitatea de credință din această parohie și mai ales faptul că părintele Adrian, părintele paroh, are o activitate foarte importantă pe latura învățătorească. Are foarte mulți fii duhovnicești, nu numai din această parohie, ci și din alte parohii. Ne-am bucurat așadar de această slujire înălțătoare și i-am oferit din tot sufletul părintelui paroh distinția de iconom stavrofor. O distinție bine meritată, mai ales că dânsul se ostenește cu cuvântul și învățătura, sădind în sufletele credincioșilor cuvântul Mântuitorului care are putere multă. Ierarhul le-a oferit acte de cinstire tuturor celor care s-au implicat în lucrările de înfrumusețare și amenajare a Sfântului Locaș. Parohia Iaz a primit binecuvântarea cerească într-un mod festiv prin preasfințitul părinte episcop Lucian, care a adus bucuria pe care inițial au adus-o îngerii omenirii prin întruparea Fiului Dumnezeu, au adus-o acestei parohii de la marginea orașului Caransebeș, o parohie relativ mică, dar dinamică, cu o viață duhovnicească deosebită și cu o lucrare în toate compartimentele de activitate ale bisericii. Mulțumim preasfințitului, mulțumim tuturor ostenitorilor, titorilor și binefăcătorilor care s-au ostenit ca acest praznic să fie cu adevărat o mare bucurie pentru fiecare dintre noi. A fost o zi foarte frumoasă pentru parohia noastră. Am avut în mijlocul nostru pe preasfințitul părintele Lucian și am fost foarte bucuroși. Astăzi este o zi mare pentru comunitatea noastră. Ne bucurăm că preasfințitul Lucian a binevoit ca de praznicul Crăciunului, în a treia zi de ziua arhidiaconului Ștefan, să ne viziteze. Ne-am rugat împreună, ne-am încălzit sufletele cu această rugăciune. În a treia zi de Crăciun a venit preasfințitul și că, cu ajutorul lui Dumnezeu, am putut să mă împărtășesc și aș dori cât mai repede să vină din nou și să ne rugăm împreună. Parohia Iaz este prima comunitate de credincioși ortodoxi de pe Valea Bistrei, dar și una dintre cele mai mici din această zonă, cu 324 de credincioși. Biserica parohială cu hramul Adormirea Maicii Domnului a fost construită între anii 1790-1800.